Pentru mine București e foarte, foarte cool așa și mă simt foarte apropiat. M-am născut în Rahova, am trăit în Colentina, în Fundeni și în Piața Victoriei și în Piața Romană. Oamenii care se trezesc mai devreme de 7, eu cred că sunt supereroi, adică e teribil oricum să te trezești dimineața, dar și mai devreme de 7 e foarte greu. Sunt Lucian Bodilă, cofondatorul Five2Go și managerul de franciză. Five2Go a venit pe la jumătatea anului 2014, după o călătorie la Londra, unde am văzut că zona cafelei to go este foarte, foarte dezvoltată și în comparație cu zona din România în care era la începuturi. Partea de fixed price și de concept a venit la sfârșitul anului 2014, noiembrie-decembrie, când am definitivat și logo și concept și am găsit un nume care sună foarte bine și e foarte cool și a fost bine primit de generația tânără. Am plecat cu prima locație din Lahovari. Foarte mulți nu înțelegeau de ce vindem o cafea medie spre premium la 5 lei. Ne-am chinuit foarte mult să învățăm că totul e 5 lei. 5 lei, din punctul meu de vedere și din studiul care l-am făcut înainte să deschidem, a fost pe rapiditate. Fiind o zona de to-go unde totul trebuie să se miște foarte rapid și să ai ușurință în a da restul, atunci a apărut din start click-ul pe 5. Fiind cea mai accesată bagnotă, am zis ok, 5. Și ne-am apucat de pus pe hârtie la modul să vedem ca și calcule economice, să vedem ce înseamnă 5-ul. Și ne-am avut surprize foarte, foarte plăcute când adaosurile media pe toate produsele care le-am pus în listă a ieșit foarte, foarte ok. Five2Go înseamnă să fie un business în care să te dedici, să lucrezi, să-ți facă plăcere și să socializezi, pentru că la urma urmei cea mai importantă parte este partea de socializare. Barmanul, cel care are franciza și oamenii care intră pe ușă în fiecare dimineață. Sunt oameni dornici de a achiziționa francize. Simt că în spatele celui care vinde franciza există un sistem bine pus la punct în care îi ofer totul. Pentru că probabil Matei sau Mihai și cu Bianca, dacă ar fi luat-o de la zero, să apuce ei să-și facă o firmă, să facă ok, un coffee shop, să-și facă nu știu ce, au visat ei sau așa, cred că ar fi fost foarte dificil. Pentru că pașii sunt din ce în ce mai grei de făcut. Proprietarii locațiilor mă sună, uite, Lucian, m-am gândit să băgăm o salată. Știu pe cineva care poate să ne furnizeze. Adică vin cu tot felul de idei, care unele sunt bune pentru Five2Go, unele mai puțin bune. Și e bine că ne luăm idei din casă. Când avem ceva, avem un grup pe WhatsApp. Uite, vreau să băgăm o salată de, nu știu, de morcovi. Și ne sfătuim acolo ce e bine să facem, ce nu e bine. Și luăm deciziile chiar pe WhatsApp, majoritatea dintre ele. Sunt oameni care nu pur și simplu au luat o franciză și atâta. Au oameni care generează idei și generează lucruri cu potențial pentru businessul nostru. Mă duc, mă urc în mașină dimineața la 7 și la 7 jumătate sunt în locație și stau de vorbă. Avem nevoie de partea asta, de tot timpul, de părerea oamenilor și ceea ce se întâmplă efectiv în locații. E dificil. Pentru că deja acum sunt 20 de locații, dar este cel mai pertinent feedback pe care poți să-l ai. Eu consider că dacă am reușit cu Five2Go, a fost ideea. Ok, banii au foarte mulți, dar nu e partea cea mai importantă. Ideea cred că este și principala și face diferența. Bucureștenii chiar vor lucruri noi în București. Deci pot spune că Bucureștiul este un deschizător de drumuri și dacă reușești aici, poți să reușești în altă parte. Bucureștiul este într-adevăr un punct de reper și cheia succesului.